Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a anunțat că în cadrul apelului rezervat IMM-urilor din județul Hunedoara, prin programul Tranziție Justă, antreprenorii hunedoreni au depus 148 de proiecte în valoare de 2,2 miliarde de lei. Un număr de 36 de proiecte provin din Valea Jiului, iar celelalte 112 din Deva, Hunedoara, Călan, Petroșani și Petrila. Interesul impresionant este un semnal clar al ambiției și potențialului economic al județului Hunedoara, apreciază ADR Vest. Cele mai multe proiecte provin din sectorul de construcții și eficiență energetică, dar un număr semnificativ de aplicații a venit din domeniul turismului. Cele mai mari proiecte depuse au valori ce depășesc 80 de milioane de lei. Pe lângă dezvoltarea pe care o pot aduce aceste proiecte, ele estimează și crearea a aproape 2600 de noi locuri de muncă în județul Hunedoara. Interesul crescut al antreprenorilor hunedoreni a depășit așteptările autorităților județene, dar și a celor de la ADR Vest. Pe programul de tranziție justă, Consiliul Județean Hunedoara, alături de alte 5 județe din țară, am atras cele mai multe fonduri. 527,5 milioane de euro. Și vreau să vă spun cu mândrie astăzi, că este și doamna director de la ADR Vest, că s-au depus proiecte de către cei privați, până acum că pentru de la OAT-uri încă n-au sosit programele, s-au depus proiecte ce a depășit valoarea fondurilor alocate, respectiv 152%. Ne zbatem să consumăm toți banii europeni în așa fel încât să putem dezvolta județul Hunedoara. Suntem entuziasmați de interesul crescut arătat de antreprenorii din județul Hunedoara pentru primul apel din cadrul programului Tranziție Justă. Răspunsul antreprenorilor din județul Hunedoara la acest prim apel este impresionant și le mulțumesc pentru încrederea pe care au acordat-o ADR Vest. Sunt convins că împreună cu acești oameni vom reuși să contribuim la reconstrucția județului, astfel încât Hunedoara să redevină unul dintre motoarele economice importante ale României. A declarat și Adrian Mariciuc, directorul general adjunct al ADR Vest.